Te salut, frate! Hopa! Ia vedeți că stie! Am câștigat! Am câștigat! Sucăm pe controller cu fratele meu! Deci nu cred așa ceva, băi, prea tare controlul ăsta. De... N-aceași bine v-a găsit la un nou episod de pe canal. În acest episod o să vorbim în sfârșit după mult timp cu fratele meu, Diamond. Dar înainte de asta, nu uitați de like și de abonare, iar cerici urmăritor al acestui videoclip sunt... Le mulțumesc mult pentru follow, dar dacă vrei să apară și tu videoclipul următor, dăm follow la contul meu de Instagram, nin16.yt. Atâta vreau să vă spun pentru că am găsit random frachele meu, iar o să vedeți imediat, deci vă arat, de fapt nu vedeți imediat, ia vedeți-l aici, mi-o să-i acceptat deja aparent cererea, deci l-am găsit random, se numește YouTube bară două punche nina, o să spun bară jos, dar nu, nu-i bară jos. Iar este fratele meu, vă întrebați ce, cum? Da, ăsta este fratele meu, geamă să spun așa, dar vedeți că nu mi-au copiat numele complet, mi-au copiat doar numele cu punct. Iar îți curios dacă o să-ți dea seama că teoretic sunt eu și vreau să vorbim înainte, iar după vreau să ne jucăm alături de el, niște duo, iar vreau să-l provoc și la un... Opa! Opa! Ia vedeți că mi-a dat cineva invite, hai să acceptăm aici, ore 18.000 de trofee, ia vedeți-l, deci mi-a luat odată, să vedeți că e același cont de mai devreme. Deci YouTube Nin 42 de brawleri, ce are lipsă? Are... Opa, are pe sărți! E, se vede că e fratele meu pe adevărat, deci se vede că e fratele meu pe adevărat. Hai aici, băie, să fim... Să... Opa! Opa! Ia vedeți că scrie! Ia vedeți că scrie! Ia, po, po, ia vedeți skin-ul ăsta pe Edgar. Dacă vreți, intrați astăzi pe live de la ora 2, adică ora 14, pentru că o să extrag niște skin-uri pe Edgar și pe Card, așa că intrați dacă vreți pe live. Hai să vedeți o scris aici. Te salut, frate! Opa! Ia vedeți că stie! Ia vedeți că... De unde știe? Bine, hai să nu fim așa la misto, că teoretic aveam același nume, să spun așa, deci cumva îi dă înțeles. Dar totuși, vedeți că știe, ceea ce e un lucru bun. Oare ce mai scrie acolo? Că vedeți că în momentul ăsta încă scrie și încă ceva băieți. O să ne jucăm în episodul de astăzi pe nou controller de la Wireshark. Aici pe chestia asta vine pus telefonul și mă pot juca Brawl Stars pe controller, pentru că mi-au venit ieri, iar o să vă pot da și vouă giveaway aceste lucruri și pregătiți-vă pentru că urmează să fac un turneu pe Brawl Stars. Sau pe aia, vedeți că o scris acolo încă ceva. Nu te-am văzut de mult. Ia vedeți-l că știe el ceva acolo. Deci da, băieți, chiar a trecut mult timp de când l-am văzut, iar revenind o să fac turneu și cu chestii de genul, dar și cu periferice precum căști, tastaturi, mouse-uri, mousepad-uri, etc. Deci o să fac un turneu în care puteți câștiga și genul ăsta de controller pentru Brawl Stars, Minecraft, alte jocuri. Ia vedeți acolo că m-a întrebat ceva. Cum i-ai dat cerere? Am eu metodele mele, hai că scriu aici. Hai că i-am putut scrie dacă e. Acum am telefonul în mână pentru că nu am cum scrie dacă am ăla băgat. Am eu metodele mele, că teoretic nu-i pot spune, că am aflat random de el, de la un prieten, să spun așa, care a picat în el, mers cu el. Hai să spun aici că tocmai vorbeam de el, deci tocmai vorbeam de tine, hai că am scris dacă e, am scris time și vorbeam, hai că vorbeam de tine. Deci da, e un moment, hopa, iar scrie, deci e un moment destul de emoțional ceea ce se întâmplă aici. Și abia aștept să vă arăt cum mă pot juca pe controlul ăsta, iar sper că vedeți că este cu RGB, că e frumos, transparent, deci chiar e tare. Iar un lucru care este foarte tare la controlul ăsta este că vă puteți juca pe el și dacă nu vreți ca și cum neapărat pe telefon. Deci chestia asta neagră să dă jos, deci vedeți că asta e teoretic o chestie în plus. Exact ca și controlul ăsta roșu pe care l-am prezentat în alt videoclip, când am prezentat tot ce am primit de la Wireshark, numai că ăsta e și pentru telefon, să spun așa, că te poți juca controla de pe telefon. Eu cu ăsta nu mă pot controla pe telefon, dar e același lucru. Teoretic ăsta e transparent, ăsta e cu roșu. Ăsta e și pentru calculator, dar ăsta e și pentru calculator PS4. Deci vă las link și în descriere dacă cumva vreți să vă cumpărați voi un genul ăsta de controller, iar în caz de nu-l câștigați pe gratis. Oricum vă pot spune că e destul de ieftin, deci îl poate cumpăra oricine dorește. Ia vedeți că m-am întrebat acolo, serios, cu cine? Hai că spun aici cu persoanele de pe video. Deci cu persoane. Hai că știu scrie băieți. Persoane, mă, ce se întâmplă? Persoanele de pe video. Hai că nici nu mai știu scrie. Sper că înțelege la ce mă refer cu persoanele de pe video. Că cred că știe că fac eu. Sper că știe, cum ar fi să nu știe. Ia să vedem, ce mai scrie oare acolo? Deci chiar scrie ce mai scrie în momentul ăsta. Deci eu acum mă uit aici, teoretic văd mai mare. Deci eu și dacă nu mă uit în telefon aici în jos cu capul, eu pot vedea aici pe ecran, că teoretic cum am mirrorul la asta, mi se vede, nu știu cum să spun, exact același lucru de-l vedeți voi aici, îl văd pe calculator, iar îl văd un pic mai mare, iar scriu ce scrie. Salut YouTube! Oh, ia vedeți că știe nebunul că fac YouTube! Vezi că e de bine atunci! Hai că scriu aici, de ceva ce am spus mai devreme vouă, dacă toți suntem aici, că ne jucăm niște meciuri, dacă toți suntem aici, hai să ne jucăm niște meciuri
Bun, deci hai să ne jucăm niște meciuri cu el. După vreau să te dăm și eu 1 versus 1, iar dacă mă bachi la 1 versus 1, sau chiar și dacă nu mă bachi, iar dacă văd că joacă teoretic măcar bine, o să-i dau gratis lui un skin așa ca un fel de salut, fratele meu, ce faci? Hai să spun aici, hai să după, iar după dăm, hai că a scris dacă e, după dăm 1v1, să vedem care frate e mai bun. E puțin complicat să scrii pe tastatura asta că e destul de mică. Ești curios, de ce ești curios? Dacă el îi place ideea asta, dam eu aici în plan, iar el nu știe că teoretic am luat chestia asta de la controlul în mână, iar el nu știe teoretic că dacă cumva joacă bine, o să-i fac un cadou în skin. Deci vreau să joace cât mai serios, vedeți aici că l-am pe Edgar ăsta cu skinul ăsta mega frumos pe Edgar. Iar dacă chiar joacă bine, vreau să-i dau și lui un skin. Îți curios ce mai scrie aici, deci chiar îți curios ce mai scrie aici. Până scrie ele aici, ați băga înapoi ăsta pe controller, încât să ne fie mai ușor. Deci hai că vă arată, opa, ia vedeți că o scris. De acord, ia vedeți-l că de acord. Deci pun ăsta pe controller și revenim direct în meci. Hai băieți că începe meciul, ia vedeți-mă cum stau cu ăsta băgat aici. Deci eu spun că arată tare, nu o să joc cel mai bine, atât vă pot spune, nu o să joc cel mai bine. Dar o să încerc, teoretic, e un pic greu, deci e un pic greu până te obișnuiesc, dar eu o să încerc aici să joc cât de bine pot. Deci pot spune că pe miscat merge extrem de tare. Pă, Aim e un pic mai ciudat din câteva... Merge și pe Aim, n-am de ce să spun, nu merge rău ca și cum să credeți că merge rău sau ceva, dar e un pic mai ciudat, deci asta e toată chestia. Dar îmi place, ceea ce pot spune că îmi place, am și de gadget acolo, am și de super, ca și cum am de toache, deci am butoane pentru toache, dacă vreau să am și de emote acolo din câte vedeți, dar acum nu vreau să dau emote, vreau... Ăsta e bun, deci ăsta e bun, ia vedeți ce control pot face încât să mă apropii de ăștia. Hai că am făcut control dacă e. O să dau gadgetul în 2 secunde, după să dau și superul și vedeți că s-a... Hai că am sărit dacă e. Am sărit dacă e de toți banii, deci v-am spus băieți, nu aveți așteptări din prima la mine să fiu cel mai bun, pentru că e destul de greu. Deci n-am jucat atât de mult pe un controller încă, că l-am de ieri, deci l-am de ieri, dar pe chinecară fratele nostru, Nin, să spun așa, dacă tot are și el YouTube, Nin, pe nume, pe Brawl Stars. Îi nașpa că suntem băgați la mijloc momentan, ia uite aici un Mr. P, îi dăm aici în ăsta, mai ne facem superul și încercăm să mai sărim o tură, deci de data asta poate, ia vedeți, dăm și gadget, ne băgăm, opa. Nu, bă, l-am murit acolo, deci bine. Sper că voi vedeți aici că în momentul de față eu mă joc chiar pe control, deci să nu credeți că mamă, Nin, tu ne păcălești sau ceva. Hyper Charge, nu știu cum îl dau, bă, am uitat să-mi pun buton pentru Hyper Charge, că teoretic eu trebuie să pun butoanele. Hai, sărim aici, dăm gadget-ul. Hai, că am dat dacă... Bun, vezi că l-am bătut, așa dau time, deci băieți, eu pot da și cu auto-time, aici în butonul ăsta nici se bache. Numai că eu dau ca și cum îmi place mai mult să... Mamă, o nouă power pe Dynamite Cola. Oare cum dau Hyper Charge? Oare îl pot da? Nu cred că îl pot da din păcate. What? Mă, ce bine să descurcă! What? Mă, nu! Bine. Hai, ne băgăm în el. Nu! Hai că e bine. Hai că e bine momentan. Momentan e bine. Deci ne descurcăm, ceea ce îmi place că ne descurcăm pe controller. Deci nu ne jucăm pe telefon în momentul ăsta, să ne descurcăm destul de bine. Ar trebui să dau cu auto aici mai mult, din câte văd că Edgarul ăsta e mai mult de auto aici, să spun asta. Deci nu-i neapărat, aici dau cu super. Hai că am dat super cu auto-aim dacă e. Nu! Deci sper să nu pierdem meciul din cauza mea. Sper să nu pierdem meciul din cauza. Deci eu sper să nu pierdem. E bine că mă pot descurca pe ăsta. Deci e bine că mă pot descurca cât de cât la control. Deci vedeți că de controlat mă pot... Hai că mă pot controla bine. Nu! O secundă și revine și-a meu. Bun, revine fratele, bun. Hai Nin. Hai, știu că poți. Dau cu auto-aim. Am câștigat, jucă pe controller cu fratele meu. Bă, nu cred așa ceva. Deci nu cred așa ceva. Băi, prea tare controlul ăsta. Deci vă las link în descriere dacă vreți să vă cumpărați și voi. Haide că am intrat un match tot pe controller, tot cu Edgar. Vreau să joc 1 versus 1 tot pe controller. Deci dacă îl bat la 1 versus 1 pe controller, n-aveți ce să-mi faceți, băieți. Deci asta am spune că n-aveți ce să-mi faceți dacă eu îl bat pe controller la 1 versus 1. Dar îmi place, deci să vă mit, îmi place rău cum să joc casa. Bine, vă dați seama că nu e de competitiv încă să jucați, nu știu ce. Poate dacă e o business, da. Dar nu ați vedea neapărat să fie de competitiv ca și cum să pot juca. Aici eu trebuie să iau și să fug. Probabil sunt mort. Da, a murit acolo, sper să nu moară și el. Deci ia vedeți cât de bine arată, și cum RGB-ul ăsta, deci cum stă acolo telefonul. Deci chiar tare, deci n-am de ce să vă minti, chiar tare chestia asta. Mai ales că astea butoane de gadget, de emoturi. Am uitat să pun buton de Hyper Charge, dar o să pun și buton de Hyper Charge, de ce să mint. Dar în rest eu spun că e tare. Aici Dynamite costa de 7 power, deci dacă sar în cap e dus Dynamite cu sper, de fapt. Deci eu acum îi să face superul, acum pot lua superul în mână. Dar nu vreau să-l dau, sper să nu-l dau din greșeală. Aș vrea să mă duc după Dynamite. Aoleu, cât power are ăla. Sper doar să nu mi se dea superul, bun.
E un pic de greu să-l pui înapoi. Opa. Dai like. Hai că am sărit dacă e de toți banii. Bă, măcar să mă bag în el cât de cât. Mamă, ce bătaie ai. Aolo, nu a murit fratele meu. Gadget. Ne băgăm. Hai că ne băgăm dacă e. Bă, măcar să nu murim. Deci măcar să rezistăm un loc cu 2, să spun asta. Bă, e greu. Deci e greu, v-am spus să nu aveți așteptări atât de mari de la mine încât să joc pe ăsta. Că e greu, n-am de ce să mint. Hopa! Hopa! Cum ar fi să luăm locul 1? Să joc atât de bine încât să luăm locul 1. Gadget? Nu a murit acolo, dar nu cred că-l bache. Sau? Sau? Da, să bagă în el, da, să-i dă mult. Îi dă mult cu un hit ăla. Sau? Mamă, dacă era atât de prost ăla acolo încât să stea în hit, chiar era tare. Haide că am mai intrat un meci, de data asta a schimbat brawler, că vreau să vedeți că merge și pe brawler de distanță, nu doar de auto-aim sau ceva, încât să vedeți că eu mă pot descurca, bine, sper să mă pot descurca și cu brawler de care vedeți că se mișcă hitul de ți-l pot mișca. E un pic mai greu de ce să mint ca și cum decât cu auto-aim, dar sper, dacă mă obișnuiesc, sper să mă pot descurca pe viitor. Nu știu dacă e cineva acolo un bus, sper că nu e nimeni. Aici e un bus, 100%, ia uite-l pe bazul ăla. Gadget? Bun. Ăsta e mort. Bine! Nu am luat superul fără să vreau. E naspa un pic, că la super teoretic dacă l-am, trebuie să-l dau neapărat. Dar vedem că pachet pot pune. Am uitat că ăsta merge pe apă. Hai să uit dacă brawlul ăsta merge pe apă. Hai că pun aici superul și mă pregătesc cu un hit. Dacă nimeresc acolo hitul, ăla o să moară instant. Deci asta vă pot spune, că dacă nimeresc hitul cu... Opa, e mort! E mort, bine. Mamă, Poco cu Bibi. Vezi că îi dau hitul. Hai că am dat hitul dacă e. Ăsta... Nimerit! Aoleu, bă, măcar avem aici un power-up. Acolo, nimerit. Bine, hai că am dat-o bine. Pun superul și dau hit. Aparent l-a omorât fratele meu. Hai că nu te învârti, brat, deci nu fi toxic. Atât îmi doresc să nu fi toxic. Nu fi toxic așa, frate. Bibi, fiți atenți, Bibi aici. Deci Bibi aici. Nu e aici, înseamnă că e aici jos. Ia uite, mă, pe Bibi. Hai că ai murit, Bibiscă. M-a stat fratele meu acolo. Hai că noi mai continuăm aici. Sper că vedeți în momentul ăsta că eu teoretic mă joc fix pe ăsta. Acolo e cineva. Barley, opa. Barley cu Gray. Am ratat acolo hit-ul. Deci vedeți că teoretic merge să joc și cu brawler de distanță. Bine. Bine. Hai că n-aveți să spun eu că eu dau tare. Și hit. Bun. Acolo o să ia mult de mezi. Ăla o să ia mult de mezi acolo. Ticu. Bine. Locul 2 cu brawler ăsta. Vezi că se poate. Nu. Deci trebuie asta neapărat să o bat. Așa. Și... Bine acolo pe aia. Vezi că se poate nimeri chiar top. Ăla e mort, fiți atenți. Nu-i mort. Aoleu. E mort. Nu-i mort. Sper să omor acolo pe Jesse. Nu muri, te rog. Nu, a murit. Dar să le-ai mort, bun. Aici viață. Hai că se poate, deci se poate, băie, se poate. De ce să vă mint, chiar se poate. Deci se poate să câștig pe controller. Deci se poate. Dacă nimerești la asta un hit. Aoleu, am dat mai încolo cu asta cu un milimetru. Dar lasă că ăsta joacă cu o tăință ție de bine decât mie care joc pe bune. Aoleu, locul 2, tot e bine și locul 2. Revenim direct la 1 vs 1 de acum, tot pe controller. Haide să-l vedem la 1 vs 1 cum joacă. Avem aici Piper-ul, eu sunt pe controller încă din câte vedeți. Chiar îți cunosc dacă mă descurc pe controller la 1 vs 1 cu Piper. Deci chiar dacă mă descurc și pe 1 vs 1 cu controller, gata, s-a joc non-stop. Aoleu, acolo. Bă, merge. Cred că ar trebui un pic să modific, n-am de ce să mint. I-am nimerit hit. E mort. Mamă, cu control. Nu cred așa ceva. Deci teoretic ar trebui un pic să fac să nu mai se miște atât de rapid hitul, că vedeți că îl misc prea rapid și dacă îl scap din mână, să spun așa, ca și cum se duce hitul și îl pot rata la un milimetru sau ceva în genul. Dar până acum vedeți că am un kill. De genul ăsta m-am referit, că teoretic îl dau la distanță, că eu ca să pot lăsa hitul să meargă, trebuie să-l iau degetul de pe controller, să spun așa. Deci nu pot dacă aș cum... I-am nimerit! E mort! Nu! Mamă, nu! Mi s-avea superul și asta nu-i de bine. Mamă, dar vedeți că tot l-am nimerit acolo cu gadgetul. Ia fiți atenți. Mai dau unul. Bine! 2 kill-uri! Hai că se poate! Mamă, bă, cât de tare pe controller. Deci în afară de mini downgrade-ul, să spun așa, la super, că dacă ai superul trebuie neapărat să dai superul. Mie mi se pare extrem de tare. Stați să mă obișnui cu Angelo și mi se pare că trebuie să țin de sub de hit. Dar de vreti... Hopa! Na, vedeți, chiar am avut superul. Dai mort! Bine! Nu cred asta ceva că îl bat la 1 vs 1 pe controller. Deci mie nu vine să cred asta ceva nici acum, bă, băieți. Nu știu dacă mă credeți asta ceva în momentul ăsta sau nu. Hopa!
L-am omorât reciproc, dar teoretic eu am 4 kill-uri, cred. O să dau superul mai încolo, că na, teoretic azi văzut că eu trebuie să scap de super, de nu-l pot ține. Deci ăsta e, ia vedeți, chiar are superul, iar să bagă în mine. Eee, păi dacă o dăm așa, dacă o dăm așa, nu, dacă o dăm așa, dacă o... Bă, ia vedeți cum o nimerit, dar nimeresc eu, hai, apropie-te, știu că vrei, nu. Dar ia că dacă o autoimunul, bam, acum dacă o, deci acum dau cu autoimun, să știți, bam. A, tot am bătut deascul ăsta că am 4 kill-uri, s-au îngresit eu. Deci am 4 kill-uri, pe controller, eu spun că e bine, mai dăm încă unul versus 1 cu un alt brawler. Hai băieți, ultimul match, de data asta dăm unul versus 1 cu Colt, ia vedeți, tot pe controller în momentul ăsta. Deci v-am spus, dacă cumva vreți să vă cumpărați și voi genul ăsta de controller, care merge pe mai multe jocuri, dar eu mă joc Brawl Stars, deci eu sunt pentru Brawl Stars, l-am vrut. Merge pe Free Fire, pe Fortnite, pe telefon, deci merge chiar și pe controller din câteva, ia vedeți că am nimet acolo hitul. Deci merge și pe telefon, și pe controller, dacă vreți și pe calculator. Deci nu-i doar pe telefon să credeți că e, vai doamne, doar pe telefon. Deci am luat asta, aia nu știu, deci am ajuns să fiu și eu ca youtuberii. Ia vedeți, mamă, n-am nimic acolo. Deci asta vreau să vă spun, controller merge pe orice vreți voi. Pe calculator, da, trebuie să-l conectați cu fir. Da, pe telefon merge prin Bluetooth, să spun așa. Deci tot m-am obișnuit să spun așa cu Angelo. Vine să țin de hit, deci n-ar trebui. Bine, primul kill. Deci m-am obișnuit cu Angelo, vine să țin așa de hit ca să cum să încarcă, nu știu de ce. Deci asta cred că e un tic de la ca la Amber, dacă știți, când s-a lăsat Amber-ul și toată lumea. Nu știu cum să spun, nu-i plăcea să țină de hit. Opa, am dat superul din greșeală. Nu, că mă mor. Mamă, cât aproape era să moară, deci 1 la 1. Deci un kill la un kill. Am mai este motor dacă vrea, am dat gadgetul din greșeală. Am vrut să dau pe emote, am apăsat din greșeală pe altă tastă care era teoretic de gadget. Acolo am numerit, acolo n-am numerit. Mă apropie un pic așa de el. Deci ăsta e bun teoretic de control, să spun asta. E bun de movement, dacă, ca și cum când te miști. Că vedeți că mă mișc destul de bine, l-am omorât acolo. Deci vedeți că mă pot mișca destul de bine în toate părți. În ce părți vreau, mă mișc mult mai rapid decât dacă m-aș mișca cu degetul pe telefon. Dar la hit-uri, na, de ce să mint, nu-i cel mai tare. Încât să spui că, vai doamne, chiar poți face cea cu hit-ul. Bine, din nou kill. Deci am 3 kill-uri în momentul ăsta. Deci vedeți aici că încă pe el. Cred că să se aude, că pe taste, teoretic eu pot apăsa dacă vreau. Am aproape hyper charge-ul pe care nu o să-l pot folosi. Că dacă vreau să dau hyper charge-ul, n-am buton. Că tot am spus că pun buton, dar na. Bine, într-un fel pot pune dacă vreau buton, dar nu mai are rost acum să mai dăm încă un versus unul doar pentru hyper charge. L-am omorât din nou! Bă, vezi că dau bine și pe controller, vedeți băieți că mă obișnuiesc! Nino P, vreau să lăsați comentarii dacă joc bine și pe controller sau nu, deci vreau să lăsați comentarii în momentul ăsta. Ia vedeți încă un kill, bă, ce se întâmplă? Bine, ia vedeți că acum dau teoretic aici de emotes, dau emote-ul ăsta, să spun așa. Bine, am apăsat eu cu degetul că teoretic am uitat să pun și la emote-uri. 5 kill-uri, vezi că e bine, vezi că e tare rău de tot. Dar cam asta a fost videoclipul, băieți, nu uitați, dacă vreți să cumpărați și voi genul ăsta de controller, intrați pe link-ul din descriere. Dacă vreți să facem încă un videoclip alături de fratele meu, Geamăn, în care să-i auziți vocea, să aflați mai multe lucruri despre el. Hai peste 1500 de like-uri acest video, eu am fost Nin, ceau tuturor!